Bună seara, sunt percheziții în desfășurare la această oră în Bolintin Vale. Practic, vedeți în spatele meu că sunt polițiștii care încearcă să intre în această casă. Aici este casa unuia dintre cei care s-au aflat alături de principalul suspect în cazul de omor, în momentul în care acel conducător auto a fost omorât. Aici este una dintre locuințe, nu este nimeni acolo, de aceea și polițiștii încearcă să intre în casă. Însă, în casa următoare este cea în care locuiește cel care este suspectat de crimă. Și acum colegul meu o să vă arate ce se întâmplă dincolo de acest gard, evident, fiind de întuneric și fiind aceste condiții, a fost o secundă în care a trebuit să regleze imaginea, dar acum puteți să vedeți în ceea ce se întâmplă în casă. Practic, înăuntru se află polițiștii, criminaliștii, procurori alături de principalul suspect care a fost scos din arest și adus aici pentru a se face aceste percheziții. După cum știți, conform legii, persoana vizată de o anchetă penală trebuie să fie de față în momentul în care au loc percheziții. Ce caut în acest moment oamenii legii și de ce totuși așa de târziu aceste percheziții? Spun aceștia că se caută în acest moment mijloace de probă, mai exact haine, de exemplu, hainele pe care le purta cel care l-a lovit cu piatra pe șofer și lovitură care a și cauzat moartea respectivei persoane. De ce caută acele haine? Pentru că între momentul lovirii și momentul în care polițiștii l-au reținut a trecut mai mult de o oră și între timp bărbatul apucase să se schimbe. Deci, de aceea, iată, este nevoie de această verificare. De asemenea, sunt căutate și alte mijloace, precum ar fi telefoane mobile, precum și alte obiecte pe care le-a avut asupra sa în momentul în care l-a atacat pe șoferul de maxi-taxi. De aproximativ 2 ore se desfășoară aceste percheziții și până când polițiștii nu vor găsi ceea ce caută, cu siguranță nu se vor încheia. Din câteva amintiți, aseară s-a avut loc un al doilea meeting al locuitorilor de aici, din Bolintin Vale. Aici doreau ei să ajungă, să se asigure de faptul că familia pe care le consideră responsabile de ceea ce s-a întâmplat pe data de 9 ianuarie au plecat din localitate. Când au ajuns polițiștii aici, iată că erau aceste case închise și se pare că cei care le-au ocupat au plecat deja. Oamenii bănuiesc că ar fi plecat în județul Dâmbovița, în localitatea Răcar, de acolo de unde spun aceiași oameni că ar fi venit aici în urmă cu 10-15 ani, că s-au stabilit aici și că foarte mulți dintre ei locuiesc practic fără forme legale. De altfel și primarul localității declară ieri că aproximativ 20-30 de persoane ar locui cu forme legale dintre cele care au venit din Dâmbovița. Restul, până la aproximativ 200 de persoane, trăiesc pe lângă cele cu forme legale, vin și pleacă din localitate. Evident că localnicii susțin că revolta lor este legată față de aceste persoane care în permanență le tulbură traiul, le fură bunuri din gospodării, de asemenea îi agresează pe stradă și de aceea iar dori plecați de aici din localitate. Însă, evident, acest lucru nu se poate rezolva pur și simplu, așa că există foarte multe căi legale pe care trebuie să le urmeze autoritățile în cazul în care ar dori să dea curs solicitării locuitorilor. Însă, pe moment, nu se pune problema de așa ceva. Atât pentru moment de aici. La revedere!